Salut, salut, ce mai faceți? Bine, și noi aici ne uităm la video la lumea de a doua, voi? Și noi foarte, foarte bine, astăzi vă prezentăm un personaj nou, Pufăilă. Știi momentul ăla când ești în mașină și nu prea știi ce trapanea să asculti și până la urmă ajungi pe mâna radioului și dai și dai și cauți un radio cu muzică cât de cât ok, dar oricât ai căutat, tot nu găsești și tot nu știi ce tip de muzică ai vrea să asculti. Așa că îți băși piciorul și nu mai asculti nimic, nu? E, personajul ăsta nou, Pufăilă, așa era. Oricât ai căuta un om ca el, foarte greu să găsești, aproape imposibil. Genul ăsta de om ori apare în viața ta cumva, ori nu există. Era de pe altă frecvență. Dacă el împreună cu Talibanul și Călău ar fi făcut un gang-gang, ar fi putut să distrugă planeta asta, vă jur. Pua, ce bine că nu prea au interacționat. Dar o să ajungem și acolo într-un video viitor. Băi, băi și fete, într-un exemplu de cum să nu fii în viață, Pufăilă prezenta nebunia supremă. Genul de om cu care nu prea te puteai înțelege și era foarte bine să le viți. Unii spuneau că era nebun, alții că era psihopat. Eu doar spuneam că era idiot. Îi spuneam așa pentru că unul din naturile lui majore, printre multe altele pe care le avea, era fumatul. Pufăilul, mai exact. Deși era încă un copil de 12 ani, nu știu de unde făcea rost de țigări, că mereu avea una în gură. În curtea școlii, în afara școlii, în baie și chiar în clasă. În clasa de unde era el, nu venise încă profa să facă ora respectivă. Trecuseră mai mult de 20 de minute. Băi, afară să fumezi, nu poate să stau așa mult. Și-și aprinde omul știuca că atât îl duce nuca. Se uitau copiii la el, ci că a împărțit cu câțiva, a băgat una, două, trei destule. Treceau minutele și nu venea nicio profesoară. Știți orele alea blanao, nu? Când nu vine profa și faci ce vrei, doar că de obicei nu există nebuni care să fumeze în clasă la vârsta de 12 ani. Lumea râdea, îl filmau copiii cu telefoane de alea cu clapetă, cum stătea el cu picioarele pe bancă și cu capul dat pe spate și cu ochii închiși, în timp ce se credea Tony Montana sau The Godfather. Deodată se face liniște. Nu mai țipă nimeni în clasă? Bă, ce aveți, bă, de nu mai vorbiți? Pufăilă, ce faci? Bună ziua, doamnă. Cum să fumezi în clasă, băi băiatule, băi? Nu fumezi, doamna. Trag din țigară să nu se stingă. Hai la director. Nota scăzută la portare și o să propun să fie exmatriculat. Doamna, dacă mă lăsați în pace, jur pe roșu că vă dau tot pachetul ăsta pe gratis. Bună ziua. După cum v-a spus și domnul Do, Pufăilă nostru era pe altă frecvență. Se vedea numai când te uitai la el că nu era în rând cu ceilalți copii. Dar nu băgai neapărat de seamă atâta timp cât nu-ți făcea ție nimic. Țin minte că odată am chiulit de la ora de engleză cu un coleg că ne dădea aia te și era în paletă și am ieșit din școală la o scară de bloc de vis-a-vis. Acolo Pufăilă singur stătea pe scară și fuma. Ce faceți, băieți? Bine, am ieșit și noi că avem engleză și n-aveam chef să dăm test. Ah, bravo, bravo, vreți țigară? Nu, că eu nu fumez. Colegul meu a luat una. De ce nu fumezi, mă? Că nu vreau eu să fumez. Ia-mă o țigară, mă, că oricum mai devreme sau mai târziu tot astea puțin. Ia acum. Nu vreau, mă. Băi, eu fumez de la 10 ani, m-a învățat unchiul meu. M-a luat într-o seară cu el în oraș și mi-a dat să fumez. Și de atunci am cumpărat țigări, fumez cu el, n-am treabă. Da, mă, dar eu n-am bani de dat pe țigări și n-am niciun unchi care să-mi cumpere. E, lasă-mă că faci tu rost, nu asta e problema. Am stat acolo 30 de minute așa, după care a zis colegul meu să intrăm în școală. Pufăilă a venit și el cu noi. Deja ne povestise tot despre el. Știam cum îl cheamă, când e ziua lui, unde stă, la ce clasă e, tot. Nu mai scăpam de el deja. Hai la baie să mai fumăm o țigară. Nu știu cum mai e acum, dar până înainte să fumezi în baie la școală era ceva destul de normal, chiar dacă practic n-aveai voie. Și zic, n-ai fumat mai devreme, nu mai fuma aici, că cine știe cine vine și ne prinde. Nu vine, mă, nimeni, n-am mai fumat eu de atâtea ori. Eu am fumat și în clasă când a venit profa. Mergem în baie, păi și aprinde la țigara, după două minute se aude de pe hol. Au intrat aici în baie. Și niște tocuri. Când aude Pufăilă își fute doi pumni în față așa repede, bam bam, aruncă țigara pe jos și începe să plângă. Ce ai, mă? Intră profesoară. A, ce faceți aici? Fumați în baie? Noi nu, am rămas așa șocat și eu și colegul meu. Care din voi a prins țigară? Și ce căutați aici în timpul orei? Eu nu fum. Ei, doamna, m-au obligat să fumez, mi-au tras două palme și mi-au zis că mă bat mai tare dacă nu fumez. Nu e adevărat, minte, doamna. Ia haideți toți trei la director. Bă, rămăsesem așa blocat, nu știam ce să mai zic, am încercat să-i zic lui aia. Doamna, minte, de ce minți, mă, n-ai zis tu să mergem să fumezi în baie? Zi, mă! Ăla nu mai scotea o vorbă, doar îi curgeau lacrimile din ochi și făcea așa. Am ajuns la director, mi-a luat ăla la ceartă. Eu i-am explicat că nu e adevărat că minte și mi-a picat mie fisa la un moment dat să-i zic că are pachetul de țigări în buzunar. Și atunci am scăpat. După câteva zile l-am prins pe Pufăilă în afara școlii, i-am tras și două-trei capace la ureche să-i țiuie puțin.